Cu toții vrem să arătăm din ce în ce mai bine și să ne simțim ok în pielea noastră, doar că adesea primim sfaturi complet greșite din partea părinților, prietenilor sau poate chiar acționăm pe cont propriu, fără influența altora, gândindu-ne că modul în care ne îngrijim corpul este logic și corect. Ei bine, astăzi vom vorbi despre 10 minciuni, 10 mituri de îngrijire personală pe care le credeai adevărate, informații pe care ar trebui să le ștergi din memorie. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul mit este că pasta de dinți elimină acneele. Minciuna asta probabil ai auzit-o de la părinții tăi, pentru că pe vremea lor nu existau atât de multe creme și remedii pentru coșuri și nici nu aveau acces la așa ceva, fiind nevoit să improvizeze cu ceea ce părea că va funcționa, pasta de dinți. Pasta de dinți nu are niciun efect în a vindeca acneele, ba chiar din contră poate provoca mai multe din cauza că conține sulfat de sodiu care usucă pielea. Singura metodă care a funcționat pentru mine este un antibiotic de care am mai vorbit și în alte videoclipuri, numit Zinerit. Așa că dacă suferi de acne acute, du-te la farmacie și întreabă de așa ceva, iar dacă nici asta nu funcționează, sfatul meu este să consulți un medic dermatolog. Al doilea mit este că dacă te speli pe dinți mai apăsat, îi vei curăța mai bine. Obișnuiam să fac asta înainte, în speranța că voi avea dinți mai albi, dar se pare că tot ce faci este să-ți distrugi smalțul dinților, care pot deveni mai sensibili în timp. În schimb, gândește-te că le faci un masaj dinților și asigură-te că îi acorzi atenție fiecăruia, iar perierea nu trebuie să dureze mai puțin de 2 minute. Al treilea mit este că dacă folosești fixativ, chelești. Am primit de multe ori întrebarea asta și chiar am auzit rude și prieteni care cred cu tărie că dacă folosești produse pentru păr, vei cheli. Complet fals. Niciun produs de păr nu te va face să chelești. Acest aspect ține strict de factori genetici. Dacă familia ta are un șir de chelioși, e bine, sunt șanse mari ca și tu să urmezi. Ai 100.000 de fire pe suprafața scalpului, mai mult sau mai puțin în funcție de cât de des e părul tău. Iar în fiecare zi îți cad cam 100 de fire. Dar nu de tot. Altele vor crește în locul lor. Iar dacă folosești produse de păr precum fixativul sau ceara în exces, atunci vei deteriora firul de păr și poți crește numărul de fire pierdute zilnic. Însă asta nu duce la pierderea definitivă a lor, adică chelirea. Rădăcina este încă acolo, iar alte fire noi vor crește la loc. A patra minciună este că dacă folosești antiperspirantul, nu vei transpira. Există de fapt două noțiuni, deodorantul care elimină mirosul neplăcut, dar nu reduce transpirația, și antiperspirantul care reduce cantitatea de sudoare, dar nu elimină mirosul. Există și produse 2 în 1 ca acesta pe care l-am eu, dar nu poate estompa niciodată transpirația de tot. Există mulți oameni care suferă de hipersudorație sau hiperhidroză, adică individul transpiră excesiv. E tot o situație genetică, iar antiperspirantul nu te va ajuta foarte mult. Așa că dacă ești în cazul tău, consultă un medic dermatolog și el îți va prescrie un tratament. Al cincelea mit este că dacă te bărbierești, îți crește barba mai deasă. Atunci de ce nu ai o barbă ca al Moș Crăciun doar după 3 bărbieriri? Structura unui fir de păr este următoarea: la bază gros și la vârf subțire, exact ca un con. Atunci când treci cu lama pe deasupra, tai vârful și baza este cea care rămâne vizibilă. De aceea pare că barba este mai deasă, nu pentru că ți-au crescut fire de păr în plus. Al șaselea mit este că dacă mergi la sală, rămâi scund. Din nou, înălțimea ține de factori genetici. Există un minim și un maxim predeterminat. Spre exemplu, un om poate avea o înălțime cuprinsă între 1,70 și 1,80, iar altul între 1,90 și 2 metri. Maximul este atins doar dacă menții o dietă sănătoasă și plină de toate nutrimentele de care ai nevoie, iar la polul opus, potențialul tău nu este atins și nu crești cât ar fi trebuit pentru că ai o dietă precară. Nu există nicio dovadă că exercițiul fizic joacă un rol semnificativ în determinarea sau schimbarea înălțimii. Al șaptelea mit este că dacă te speli pe față, vei scăpa de tenul gras. Sub circunstanțe normale ar trebui să te speli pe față de 2 ori pe zi, atunci când te trezești și când te pui la culcare. Eu am o piele uleioasă și am încercat să mă spăl mai des pe față, crezând că voi scăpa pentru că arată ca și cum aș fi transpirat. Ei bine, se pare că pielea reacționează și produce și mai mult sebum, adică uleiul natural al feței, care te protejează de factori dăunători precum bacteriile. În schimb, încearcă să folosești un șervețel atunci când fața ta devine prea uleioasă. Al optulea mit este că nu trebuie să folosești crema de soare dacă ai o piele închisă. Indiferent de tonul pielii tale, trebuie să folosești crema de protecție solară. Pentru că da, persoanele care au o piele mai închisă nu riscă atât de mult să dezvolte cancerul de piele precum persoanele cu o piele palidă. Dar orice tip de piele poate suferi arsuri și îmbătrânire prematură din cauza razelor ultraviolete dăunătoare ale soarelui. A noua minciună pe care o crezi este că dacă ești cu părul ud afară, vei răci. Ei bine, dacă n-ai aflat nici până acum, răceala este o boală infecțioasă care se transmite de la persoană la persoană prin contactul cu o zonă infectată sau prin aer. Prin urmare, nu vei răci dacă ești cu capul gol sau cu părul ud afară, așa cum zice Michael. Și în final, al 10-lea mit pe care ar trebui să ți-l scoți din cap este că dezinfectantul este mai eficient decât săpunul. Recent, din cauza unui virus cu nume de bere,
Păcat că n-are și gust de bere, că jumătate din populația României era infectată până acum. Nu prea mai găsești dezinfectant la farmacie. E bine, nu-ți face griji, pentru că tot apa și săpunul rămân prietenii tăi cel mai bun, pentru că își fac treaba cel mai bine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dați follow și la pagina mea de Instagram numită Sticker, de unde puteți cumpăra stickere cu doar 2 lei, livrarea este gratuită în Craiova și 10 lei în afară. Stickerele se pot lipi pe orice suprafață, pe caiete, pe penare sau chiar pe laptop. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita! Une eu reușită, nu rateu!